Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vă explic ce pățesc chinezii cu COVID-ul. În ce pățesc? Amendă și bătaie. Regulile lor anti-COVID sunt de o duritate ieșită din comun. Cred că se simt vinovați că au mâncat pangolin, da, când nu trebuia. Și v-am mai zis, adică dacă se depistează un caz într-un spațiu public, se închide spațiul respectiv imediat, în sensul că se închide cu toți cei care se află înăuntru. Da. Deci dacă n-a pus-o ștergi de acolo, pac, ești la mun. Și se pare un reality show, așa. Da, asta e distopic. Adică circulau în primăvară niște imagini, erau sute de chinezi blocați într-un mall. Asta e, dacă te prindă într-un mall, e ok. Da. Da și nu, mă, frate. Adică... Acum depinde și cât te închide. Da. În mall-ul ăla, știi? Păi te închide cât e carantina. Adică, uite, Luca, sunt convins că pe el dacă îl prinde undeva într-un metro sau într-un sel gros, e perfect. Îmi găsesc de lucru, da. Da. Învăț promoțiile. Deci, mall-ul ăla se închisese brusc din cauza unui caz de COVID, depistat înăuntru, și erau imagini. Și erau niște scene așa, într-un film distopic. Unul care exemplifică cum se manifestă o societate totalitară. Control social absolut. Da, da. În China este un experiment înfiorător în desfășurare de niște ani buni și va continua. O scor social... Ai voie să faci lucruri și sau nu, în funcție de cum te comporți, primești scor în permanență, este o nebunie. Și asta era, deci, pe viu. Adică oamenii se plimbau, pur și simplu, se plimbau fără țintă pe holuri, pe acolo, mai dormeau pe jos, priveau un gol, așteptau să treacă zilele de carantină. Și primeau mâncare la pachet, li se aducea la poartă ceva mâncare. Nu prea grozav. Și un nou caz de acest gen este un casino, înțeleg, în Macau. Macau este... cu cazinouri. Acolo e Las Vegas-ul Asiei. Celebrul cazino Grand Lisboa, da, unul dintre simbolurile regiunii chineze semi-autonome Macau, a fost închis cu peste 500 de persoane înăuntru. Ma. Din cauza că mai mulți angajați au ieșit pozitiv la testele COVID. Unul dintre puținele lockdown-uri fericite. Zici? E pentru un jucător de jocuri de noroc să fie închis și într-un cazino. Și după ce termin banii, ce face? Păi nu, de acolo ei ori să iasă, ori... bogaților n-or să mai iasă deloc. Ori bolnav, asta e. Adică ori demenți. Da. Ori bogați, ori mâncați. A? Ori bogați, ori mâncați. Da. Deci ăștia au testat, testează angajații. Jucătorii erau înăuntru, fericire, nu știu ce, uite că am noroc și pac, s-au închis ușile. Asta e, s-a terminat treaba. Atenție, se închid ușile. Aia nu, deci aia de acolo nu mai ies întregi, eu vă spun. Da, cred și eu. Am avut ocazia să ajung acolo. Am fost într-o vacanță la Hong Kong și am fost și în Macau o zi. Și am fost în cazinoul ăsta. Și încă în vreo două. Și la ei sunt fierți pe păcănele. Mâncare e? E mâncare. A, atunci. Că de obicei, da, știi, la casino sunt jocuri cu culpier, ruletă, poker, blackjack, nu știu. Aici sunt păcănele. Și eu un hărmălaie de la păcănelele alea. De aia nu o să iasă oamenii întregi de acolo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.